Bună ziua, doamne și domnule, numele meu este Eduard Dursă, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Drumul spre Desăvârșire. Astăzi o am alături de mine pe Gabriela Niculescu, Grand Master Reiki. Bună ziua, Gabi! Bun găsit tuturor, mă bucur să ne aflăm aici pentru a afla și de fapt a intra în drumul cunoașterii, oarecum. Mulțumesc că ai acceptat invitația la. Dragă Gabi, noi ne știm de ceva vreme, suntem prieteni. Spune-mi, te rog, povestește-mi și nouă cum a început desăvârșirea ta în lumea asta a spiritualității. Măi, inițial, sincer, am început-o făcând o terapie Reiki, cumva. Deci eram atrasă de către drumul ăsta, dar nu știam cum și ce fel despre ce este vorba, da? Și astfel am început. Apoi, evident, căutând cunoaștere, am început să mă inițiez. Și am luat-o, evident, ca fiecare, începând cu gradul 1, 2, 3, până am ajuns la momentul respectiv la peste 260 de inițieri Reiki și non-Reiki, dacă nu mai mult, da? Și realizând totuși că acestea au fost un drum de... O poartă de intrare cumva în lumea asta. Pentru că la momentul ăsta pot să spun că nu mai am nevoie a folosi aceste... inițiere, această cunoaștere, ci am interesul de a-mi folosi propria putere. Este mult mai bună și mai funcțională. Care este diferența între, din perspectiva ta, între a învăța să-mi conțin puterea și a folosi alte entități într-o terapie, spre exemplu? Tocmai aici este ideea, în a nu folosi și a nu te folosi de alte entități. Deci ai interesul de a folosi propria ta putere, pentru că evident nimic nu este gratuit. Nici sus, nici jos, da? Și atâta timp cât apelăm la celelalte entități, implicit trebuie să plătim un preț. Da? Și nu avem niciun interes de a da suflet sau orice alt preț pentru asta. Simplu, din punctul deci meu de vedere. Asta spui că este un contract cu entitatea? Absolut, da. Apropo de asta, mi-e place să-i spun... legat de treaba cu entitățile, un contract între practicantul care practică reiki-terapeutul și entitățile respective, practicantul și a simbioză spirituală, îmi place mie să-i spun, în care se un contract la nivel între cine practică și entitatea. El aduce oameni la cabinet, el își ia partea financiară și entitatea își ia partea energetică. Exact. Și de multe ori este vorba despre suflet și n-ai niciun interes să pierzi nici măcar 1% suflet, din punctul meu de vedere. Deci spui că contractele sunt la nivel de suflet, să ia din energia sufletului. Absolut, da. Și atunci, marea majoritate etapa următoare este să înveți să-ți conții puterea. Exact. Cum ai reușit să faci asta, să-ți conții tu puterea? Mai nu știu, cu propria imaginație, să spun așa. Deci am reușit să înțeleg că pot singur, da, să-ți aduci și să-ți cureți efectiv toate structurile. Nu ai nevoie de nimeni. Și atât timp cât deții această minimă cunoaștere, poți face absolut orice. N-ai nevoie de niciun maestru, de niciun terapeut și de absolut nimeni. Da? Din punctul meu de vedere. Eu am învățat să-mi conțin puterea la rata medicină când am făcut școala de șamanism și exista un exercițiu în care trebuia să intri în câmpul energetic al celuilalt și să curăți de acolo energetic. Eu, fiind învățat cu reichiul și cu din alte sisteme să cheme entitatea să facă lucru, când am intrat în câmpul energetic al persoanei care era întinsă acolo, am leșinat. Deci a fost energia atât de puternică, eu nefiind obișnuit în lung contact cu energia să-mi folosesc puterea, am leșinat. Am stat vreo jumătate de ori inconștient. Și după treaba asta am început și am învățat să-mi conțin puterea și să pot să fac terapiile din esența mea divină și din a nu chema alte entități. Da. Eu, apropo de chestia asta, am observat într-o regresie, da, ce am putut să fac. Adică, efectiv, m-am divizat până la particulă. Da? Și atunci am înțeles că nu trebuie să mă ajute nimeni. Deci pur și simplu pot eu să fac doar cum? Prin simpla intenție. Intenție, vorba unui bun prieten și maestru desăvârșit din punctul meu de vedere, intenție, determinare și focusare. Mai mult de atât nu ai nevoie. Și atunci ești propriul tău Dumnezeu în manifesta energiile. Absolut, da. Spune-mi, te rog, despre oamenii care vin la tine, care sunt problemele majore.
Majore, nu pot să le consider majore, sunt lucruri normale a tuturor oamenilor de rând, să-i numesc așa, da? Toți au senzația că sunt blocați pe, eu știu, pe parte financiară, pe parte relaționară, dar nimeni nu se gândește că, de fapt, în urma acestei vieți, sunt mult mai multe cu care vin din spate și implicit vin și de acolo plăți și lucruri neduse până la capăt. Adică dacă ai fi conștient că vin această viață cu anumite drepturi divine, da, raportate la lucrurile mai puțin bune sau bune care le-ai făcut în viețile trecute, îți dai seama că nu totul ține de viața asta. Da? Cum mulți spun de altfel, Doamne, ce am făcut eu rău în viața asta? Păi n-ai cum să te gândești numai așa, pentru că tu ai un număr de întrupări, un număr de plăți de făcut, să le numesc așa, da? Deci nu ține de, doar de viața asta, da? Dar marea majoritate, evident, de ce n-am bani, de ce n-am relațiile respective? Pentru că, evident, cu o viață anterioară sau poate în multe vieți ai greșit acestor energii, a banilor sau a relațiilor, da? Și implicit în viața asta sau în următoarea vei plăti consecințele până să ajunge cumva la un echilibru. Da? Din punctul meu de vedere. Zi-mi, te rog, despre... Se poate fura sporul la bani? Absolut, da. Cum? Dar, pe intenție, pe ocrăi, cum spunem noi, da, românește, da? În momentul în care te vede cineva cu bani sau că ți-ai achiziționat un anumit lucru, da? Se uită cu ocrăi, cum se și spune în popor de altfel. E real, atunci se fură sporul. Dar culmea este că în mare parte, deci în 80% din cazuri, nu ne fură nimeni sporul, ci noi singuri ne-l blocăm. Simplu, da? Doar adresând un gând sau un cuvânt energiei banilor rău. Spre exemplu, ai de plătit o factură, da? Sau, eu știu, ai o datorie de plătit astăzi și nu ești dispus să dai acea sumă, da? Și încep cu firar, făcearar, eu știu cum, românește, da? Că nu pot să dau azi, că nu trebuia să dau azi. În momentul în care n-ai fost conștient și ai adresat această furie, da, această energie negativă energiei banilor, implicit ți-ai blocat în secunda 2 acea energie, fără a fi conștient de asta. Deci nici n-ai nevoie de altcineva ca să-ți adreseze sau să-ți trimită vreo energie negativă. Pur și simplu tu te-ai blocat. Deci, simplu. Și în afară de blocajul ăsta, cineva, poate prin intenție să fie la altcineva? Absolut, da. Deci... Ca și de ochiul. De ochiul este tot un atac energetic, da? Care la poate fi, apropo de ochi, de ochiul, de obicei în popor se spune că te deoache, că îi place de tine și că... Te deoc și de frumos, da. Și de urât. Exact, da. Dar și invidia poate fi și invidia tot un de ochi, da. Nu? Absolut, da. Este un fel de atac energetic, da. Deci toate sunt în spate atacuri energetice, nu sunt bababau. Ca idee, da, din punct de vedere spiritual. Din punct de vedere spiritual. Da. În afară de Reiki și alte sisteme, ce mai practici cu info-energie? Info-energie, da, radiestezie. Și aici cum funcționează asta? Poți și trata, poți vindeca, să spunem așa, în ghilimele de rigoare, și prin radiestezie și de regulă analizezi întregul sistem viu. Deci datorită măsurătorului radiestezice poți afla și blocaje și sănătate, absolut tot ce-ți dorești. Deci din punct de vedere radiestezic se poate măsura absolut orice. Deci vine cineva la tine cu o problemă și tu îi măsori ce? Ce își cere persoana sau sunt... Nu, evident. În primul rând, pe mine mă interesează ca persoana respectivă să aibă sufletul întreg. Deci voi măsura sufletul, da? Apoi blocajele despre care îmi vorbește. Blocajele, din punctul meu de vedere, sunt esențiale, cumva ca să vezi de unde pornești. Dar ca idee verifici Duhul Sfânt, da? Lumina interioară, care este esențială, EBF-ul, energia benefică fundamentală. Cât trebuie să fie, apropo la asta, în radiestezie, cât la sută, ca un om să fie pe un parametru normal de EBF, cât de la 0% la 100, cât... EBF-ul trebuie să fie minim peste 81%. Bine, peste 81%. Da, asta ți arată că este o persoană bună, deci cumva a trecut de peste energiile negative care l-ar putea bloca în viața asta, în a fi mai bun, să spun așa, da? Un om peste mai jos de 80 clar nu este un om. Bine, evident că există redresare, dar asta e în funcție de el, pentru că niciodată nu poți vindeca un bolnav, da, care nu își dorește vindecare, simplu.
100% este maxim sau se poate trece 100%? Se poate trece, da, în anumite cazuri, dar de regulă se măsoară pe o scară 0-100. Nici da. Cei peste 100 sunt cazuri excepționale, BF-uri? Oarecum, da. 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 Spre exemplu, eu când am ținut postul cu apă, aveam 700 BF. Da, vibrația. Așa da, da. Da. În rest, un om normal, dacă la 100, de la 100 e bine. Sigur. Și pe minus? Și pe minus. Și cine ar avea, spre exemplu, minus 80, ce înseamnă? Că e malefic, nu? Măi, eu una nu am descoperit așa ceva, dar îți dai seama, da, este un grad de maleficitate ridicat. Uh-huh. Eu una n-am întâlnit, dar deci sunt. Deci EBF-ul e energia benefică fundamentală, care da. Poate fi pe lumină, da? Sau pe întuneric. Da. Și ce e pe întuneric e de la cât la cât nasol? Adică se măsoară pe minus. EBF-ul pe întuneric cum e? Tot de la 0 la 100 îl măsori sau îl măsori pe minus? Pe minus, evident, pe da? Minus. De la deci 0 minus la minus la 72, spunem o medie. Deci e deja mult. Absolut, da. Absolut, da. Vreau să te întreb de legat de treaba asta, de atacul ăsta, de lupta asta dintre lumină și întuneric. Din perspectiva ta, ce crezi că se întâmplă acolo? Cum se agasează una pe alta? Măi, din punctul meu de vedere mi se pare normal, pentru că eu am clasificat lumina și întunericul ca și divergențe de vibrație. Deci nu ca fapt real lumină și întuneric. Pentru că inițial este o divergență și diferență de altfel de vibrație. Da, este același lucru, este tot creație divină, deci, dar trăind în dualitate, evident că diferențiezi prin bine, rău, alb, negru și așa mai departe. Știi de ce da? Te-am întrebat? Că au venit și la mine persoane ce au dumneavoastră, am atacuri energetice. Mă atacă întuneric. Mm. Și am explicat, am zis în felul următor. Băi, nene, ți-ai luat rolul, ai zis că tu ești lucrătorul lumină, da? Ți-ai luat numai partea luminii, rolul de lumină. Vine către tine întunericul ăla pe care tu nu-l accepti. Corect. Și atunci oamenii îl iau ca și cum ar fi un atac. Mamă, mă atacă exact. Întunericul, vin toți peste exact. Mine. Dar e de fapt neacceptarea întunericului din ei, exact. Pe care oamenii care sunt pe minus, vin către, rezonează cu ei tocmai, ca să arate, universul arată, bă, acceptă și întunericul. Din punctul meu de vedere, datorită informațiilor existente, da? Cum sunt și vedem, da, tot timpul, constant, și pe Facebook, și pe orice chestie de-asta, se propovăduiește, să spun așa, un luminițe îngerași și arhangheluți și bla bla bla. Însă, orice un conștient ar gândi, da, un aspect principal, măi, suntem pământeni, da, cu ce trăim? Implicit cu energia telurică a pământului. Energia pământului ce este, de fapt? Întuneric sau lumină? Întuneric, evident. Și atunci cum te crezi tu luminiță? Deci dacă luăm să măsurăm, da, 80% din populație, vom vedea că suntem entități de întuneric. Despre ce vorbim? Da? Tocmai suntem aici pentru a echilibra. Da? Fă-te un canal de lumină, să spun așa, da? Și echilibrează energia divină cu energia telurică care ești tu, de fapt. Nu suntem luminițe și minciunele ce găsim pe Facebook și peste tot. Suntem terani, deci suntem întuneric. Despre foarte, ce vorbim? Foarte frumos explicația asta. Da. Zi-mi, din perspectiva ta, care crezi că este nivelul maxim pe care un terapeut, indiferent de temul, poate atinge în viața asta? Maxim. Din perspectiva ta, că crezi că există? Sau nu știu ce să-ți spun despre asta, însă, din punctul meu de vedere, ca și putere, fără întuneric, și fără a folosi întunericul, nu ai cum să crești. Pentru că întunericul, din punctul meu de vedere, e cel care îți dă putere, da? Și cu lumină cumva completezi. Dar n-am văzut cu luminițe maxim să devii cine știe ce. Că deci trebuie balance-ul să fie echilibru perfect dintre yin și yang. Absolut, da. Că practic întunericul este masculinul din creație, nu? Femininul este lumina. Absolut, și da. Întunericul și întunericul masculin. Absolut, deci da. Trebuie integrate amândouă. Sigur, altfel nu se poate. Sunt totul de acord cu tine că am experimentat și știi foarte bine partea de întuneric în care am fost pe întuneric, doar că are foarte mult, te trage, ai tendința când ești pe dark, când îți asumi să fii pe întuneric, are tendința să te tragă foarte mult, e foarte alunecos întunericul. De acord, și eu sunt entitate inițial la bază de întuneric, da? Și am ales, iată, lumina.
Însă, de multe ori mă lovesc de aspectul ăsta și mi se arată, da, și mi se spune că trebuie să folosesc întunericul și se vede clar, da? Nu am cum să răzbesc sau să fac. De multe ori ai să vezi bolnavi vindecați cu întuneric, nici de cum cu lumină, da? Uită-te în războaiele, chiar și galactice, care știu cunoscătorii despre ce vorbesc, da? În războaie ai să vezi îngeri și nu demoni. Oare de ce? Corect. Unde e luminița, da? De asta spun. Nu este nimic ceea ce pare. Ai întâlnit demoni întrupați? Adică absolut, da, mulți. Oameni cu demoni? Absolut, da, care au venit la terapie, sigur. Știi, și spre... Da, oarecum surprindere pot să spun. Adică nici măcar când le-am recomandat să citească, spre exemplu, Psalmul 50 pentru curățare sau alte chestii, au spus, cum să fac eu așa ceva? Păi, stai un pic, de ce ai venit la mine? Adică ce vrei să-ți fac? Ok. Da. Am întâlnit și eu o grămadă de demoni întrupați. Cu toate că au la bază întunericul, ei sunt oameni extraordinar de mișto. Sigur. Chiar dacă sunt întuneric. Eu sunt unul. Chiar dacă sunt întuneric ca entitate, sunt foarte mișto. Da. Ceea ce mă face să cred că ceea ce am învățat noi despre lumină și întuneric este eronat. Exact asta spun. Știi? Exact. Și mai vorbeam la un moment dat despre partea cu iadul și cu raiul. Și că biserica spune, vorbeam cu un preot la un moment dat și zice, domnule, zice dumneavoastră, conform energiei și păcatelor pe care le-ați făcut, o să vă ceți în iad. Zic, da, știu că acolo mă duc, dar nu mă duc și pedeps. Sunt entitate care vin din întuneric și practic mă duc acasă. Exact. Deci apropo de judecata de pe partea cealaltă, cine se duce în rai, cine se duce în iad. Da, sunt entități care aparțin luminii pe pământ și entități care aparțin întunericului. Eu dacă am ieșit din corp, mă duc în întuneric, mă duc acasă. Aici eu pot să spun că intervine și altă problemă. Uite, spun dintr-o experiență proprie, da? Eu știind că sunt o entitate de pe Sirius, da? Acolo cumva eram dimensiune nouă. Acum aici ce fac? Na, acum, cunoscător fiind, evident, trebuie să verificăm absolut toate chestiile. Plec într-o meditație cu intenția de a merge acasă. Acasă eu mă gândeam în mintea mea că am să merg pe Sirius, evident, să văd și eu de ce m-au aruncat de acolo, pe pământ. Nebunie, na, de spiritualist. Ok. Și unde crezi că ajung? La minus 4. Zic, wow. Din asta am înțeles că degeaba acolo, adică nu degeaba, acolo pe Sirius, da, am venit din dimensiune nouă, dar iată că aici, în planul ăsta, să spun așa, ajungând la minus 4, cumva, pentru planul acesta, suntem entități de întuneric, da, ca și demoni. Însă vezi, inițial vreau să spun că contează mult diferențele dintre, eu știu, universurile de unde ai venit, da, raportate la universul ăsta, la acest pământ. E mare diferență, iată, da? Dimensiune nouă de pe Sirius, aici este vorba de anticer, cumva, de minus 4. Deci sunt multe necunoscute, clar. Sunt multe dileme. Absolut, da. Care este relația ta cu divinitatea, cu Dumnezeu, sau cum îi spui, cu universul? Relația ta cu ea, care este, cum îl percepi tu? Măi, acum reușind să ajung cumva la cer 13, pot să spun în meditație, am reușit să cunosc mai multe. Evident, nu mi s-au dezlușit toate, am multe, extrem de multe întrebări. Însă, în limita posibilităților mele, am reușit să merg și sus și jos, atât cât am avut nevoie acum pentru planul meu de înțelegere. Poate mai mult n-aș fi înțeles, da? Eu spun că pot accesa și sus și jos atât cât îmi doresc. Mă pot folosi, da? Și de lumină și de întuneric atât cât știu pentru a nu-mi face rău nici mie, nici celor cu care lucrez. Sunt mulțumită. Foarte tare. Spune-mi, hai să vorbim despre vrăși și blesteme puțin, că astea sunt la mare căutare, la modul că sunt foarte mulți care au probleme. Da. Și eu, din experiența mea, eu n-am dezlegat niciodată o vrajă sau un blestem cu lumină. Tot timpul cu întuneric. Adică cui pe cui se scoate. Da. Și vreau să te întreb dacă în practicile tale ai făcut la fel. Te-ai dus cu lumină pe întuneric sau cum ai procedat? Sigur că da, întâi măsori evident să vezi cu ce sunt făcute, cum sunt făcute, pe lumină, pe întuneric și așa mai departe. Da, din punctul meu de vedere, am dezlegat și am demonizat multe entități până acum, însă nu mi se pare ceva extraordinar. În primul rând,
trebuie să accepti să primești, să primești acea energie. Uh-huh. Adică dacă ți-e frică, știi de ce ți-e frică, de aia dai. Uh-huh. Da? Pentru că un cunoscător nu o să-l vezi niciodată atins de vreun farmec sau, eu știu, magie sau chestii de genul ăsta. Da? Iar în altă ordine de idei, se dezleagă simplu, da? Pentru că e vorba de un program, un program și o energie care a fost trimis. Da? Se pot face vrăj și blestepe pe lumină, să se folosească lumina? Sau numai pe întuneric? Adică astea sunt etichetate că ar fi de întuneric, de dark. Nu e adevărat, se pot face și așa și așa. Am văzut și pe întuneric și pe lumină, sigur, da, depinde. Deci folosea lumina și folosea intenția pe lumină. Și se dezleagă cum? Se dezleagă tot pe lumină sau se dezleagă pe întuneric? Nu, eu le-am desfăcut în genere, cei de lumină cu lumină, cei de întuneric pe întuneric, da? Dar vezi, fiecare au modalitățile lor. Eu am modalitatea mea, mă duc foarte simplu la loc, evident, măsor, văd despre ce este vorba și dezleg. Da, te-am întrebat doar din practica ta, că n-a, din altă Da, din punctul meu de vedere e simplu, pentru că măsor și imediat identific cauza. Eu și... la începuturile mele când făceam asta, mă duceam, eram întuneric, mă duceam cu lumină și erau niște războaie acolo între lumină și întuneric. Absolut, da, păi n-ai... Ce ai făcut, bobiți, ziceai că ce e aia, mai mult făceai rău decât bine. Absolut, da. Până când am avut un caz, la un moment dat, cu o casă care nu era să se scoată la vânzare, niște blesteme de la străbunici acolo și era o energie foarte densă și când am intrat în casă și de-alea cei că am intrat în altă dimensiune. Da. Păi și pe lumină nu se reușea și am folosit întunericul pentru prima dată. Dar m-a secat, am zăcut o săptămână după. Da, păi clar. Și tot întunericul ăla a scos întunericul de acolo. Și apropo de expresia de cui pe cui se scoate, știi? Sigur că sunt aceleași vibrații. Sigur.